pe Domnul pentru prilejul și posibilitatea care ne-au fost acordate ca și în această dupămasă, prin îndurarea Lui cea mare și prin purtarea Lui de grijă, să ne aflăm din nou într-un loc aici unde se cheamă numele Lui Dumnezeu. Aici ne binecuvântăm pe Domnul Iisus Hristos, care ne-a iubit și în iubirea Lui veșnică a cuprins întreaga omenire, pentru ca toți acei care cred în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Iar viața veșnică, spunea Domnul Iisus Hristos, este aceasta să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Și crezând în El, în Domnul Iisus Hristos, să putem să beneficiem de marele har al apropierii de Tatăl prin Iisus Hristos, lăudat să fie numele Domnului. Amin. După masa aceasta, vrem ca tot El să fie glorificat. Amin. Vrem ca tot El să fie preamărit și slăvit din veșnicie în veșnicie. Pentru că El a făcut ceea ce era mai frumos și mai plăcut și mai prețuit de întreaga omenire. Pentru că atunci când a fost chemarea, strigarea în cer, cine va merge ca să ne izbăvească pe om din căderea în păcat, din neascultare și în întunericul, de pe care prorocul îi vorbește Isaia în capitolul 9, întunericul mare care era în toată Galileea și întreg pământul, Iisus Hristos a privit din înaltul cerului și a spus, Tată, e scris în sulul cărții, mă duc eu să fac voia ta, lăudați să pe numele Domnului. El a primit cu milă spre păcatele omenirii. Jertfele care erau aduse până atunci în Vechiul Testament n-au fost suficient ca să aducă izbăvire din păcatele omenirii. Jertfa animalelor n-a putut să satisfacă cerința lui Dumnezeu. Și atunci, Domnul Iisus Hristos, ca melul fără cusur și fără plată, a trebuit să vină din înaltul cerului să se coboare pe acest pământ în cea mai umilă stare de smerenie. Un prunc născut din cerul nu s-a găsit un loc de poposire într-o casă să fie născut în mod normal, așa cum se obișnuiește astăzi. Atunci când soția rămâne însărcinată și când știi că merge la spital și va aduce un prunc, părinții îi pregătesc un loc potrivit, cel mai frumos loc, ca el să poată să aibă un loc binecuvântat, sfânt, să poată să crească, ca să poată să aibă toate îngrijirile. Iisus Hristos a venit pe acest pământ în cea mai umilă stare de smerenie, într-o iesle s-a născut și prin aceasta a dat dovadă că este Fiul de Dumnezeu, din cer, din gloria cerească, a coborât în umilă straie de smerenie, ca să ne arate nouă umilința, să ne arate nouă stare de smerenie, în care Domnul poate ca să-ți găsească plăcerea, lăudați-L pe numele Lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel face o descriere așa de minunată, când vorbește de Domnul Iisus Hristos și în epistola lui Pavel către evrei, în capitolul 5, cu versetul 7, spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor, El este acela care în timpul vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cere cu strigăte mari și cu lacrimi către cer, ce putea să-l izbăvească de la moarte și fiindcă fiind ascultat din pricina evlaviei lui, măcar că era piu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Și după ce a fost făcut de săvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce l-ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice, căci a fost numit de Dumnezeu mare preot după rânduiala lui Melchisedec, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. El este acela care a învățat să se umilească, să se smerească, ca eu și tu să ai prilejul, să ascult mesajul lui mântuirii, lăudați-L pe numele Domnului. Am vrea că în această seară, pe lângă cuvintele pe care le-a scris prorocul Isaia, am intitulat mesajul meu Portretul Domnului Iisus Hristos și am vrea să vedem oamenii lui Dumnezeu ce au vorbit despre Domnul Iisus Hristos. Cum l-au numit ei pe Cel care a venit din cele prea înalte, să ne aducă mântuirea, să ne aducă vindecarea, să ne aducă iertarea păcatelor și apoi, prin El, noi să avem intrare slobodă
spre cer la Dumnezeu ca să fie ascultate rugăciunile noastre. Lăudați-vă pe numele lui Dumnezeu. Apostolul Pavel, cel care a trebuit ca să asculte de cuvântul lui Dumnezeu, rânduit de Dumnezeu ca să fie apostol al neamurilor, în epistolele sale îl zugrăvește pe Domnul Iisus Hristos așa de minunat și de frumos și spune cuvântul lui Dumnezeu prin apostolul Pavel. În primul rând, el l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos ca un făcător de pace, ca un păcător de pace și ca să aducă mântuire și viața. Și în Romani, în capitolul 5, cu versetul 1, spune cuvântul Domnului: deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Apostolul Pavel îl face portretul Domnului Iisus Hristos și spune: deci, fiindcă noi suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu, lăudată pe numele Domnului. În timp ce omenirea caută șansele și metoda de a aduce pace în universul și în omenirea aceasta, iubiții mei, frați și surori, oamenii sunt trecători. Însă Domnul Iisus Hristos ne garantează, căci atunci când venim la El, ne dă garanția păcii și apropierii de Domnul Iisus Hristos, slăviți-vă pe numele Domnului. În zbuciumul vieții, spune o cântare, odihnă cine-ți dă, în suflet cine-ți poartă viața veșnică, și spune Hristos numai El, Hristos numai El îți dă viața veșnică, slăviți-vă pe numele Domnului. Pentru tine ce este Hristos? Și în seara aceasta puneți această întrebare. El este pacea pentru tine. El este vindecătorul tău. Este El mântuitorul tău. Este El prietenul tău adevărat, care poți să mergi la El în orice timp și la orice ceas și să spui păstul inimii tale, slăviți să fie numele Domnului. Cel care dă pacea, spune cuvântul lui Domnului, căci te aduce mulțumit ca jertfă, acela mă proslăvește și acelui eu îi voi arăta căile care trebuie să urmeze. Să-i mulțumim Domnului în toate lucrurile, pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu și lui Dumnezeu îi place lucrul acesta, slăviți să fie numele lui Dumnezeu. Apoi, apostolul Pavel îl vorbește și îl vede pe Domnul Iisus Hristos ca un domn al gloriei, pentru că El a triumfat la Golgota și a murit pentru păcatele noastre și a înviat pentru noi. Și în 1 Corinteni, capitolul 2, cu versetul 8, spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor. 1 Corinteni, capitolul 2, cu versetul 7 și 8. Noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu cea tainică și ținută ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu spre slava noastră mai înainte de veci și pe care n-a cunoscut-o niciunul din pruntașii veacului acestuia, căci dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. N-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. Apostolul Pavel îl vede pe Domnul Iisus Hristos ca un domn al slavei, un domn al gloriei, care a triumfat la Golgota și îl vorbește despre Domnul Iisus Hristos, căci acolo, la Golgota, pe dealul căpățânii, când a fost răstignit dintre cei doi tâlhari, spune cuvântul Domnului Evrei că cel a fost acela care, acolo la Golgota, a șters cu zapis cu greșelile care erau potrivnice nouă și a făcut de o cară în fața lumii toate domniile și stăpânirile și prin aceasta Domnul a ieșit biruitor prin cruce, slăvit pe numele Domnului. De aceea Pavel îi spune că El este Domn al gloriei, Dumnezeul veșnicilor. Și atunci când El a făcut apariția pe scena omenirii, îngerii lui Dumnezeu au cântat pe slava Domnului că s-a născut în Betlehem un mântuitor, un domn al gloriei, lăudat să fie numele lui Dumnezeu. Și toți acei care au apelat la Domnul gloriei,
Toți acei care au chemat și au implorat numele lui Dumnezeu au beneficiat din mâceasa dulce a Mântuitorului, lăudați pe numele Domnului. Bolnavi au fost vindecați de Domnul și au binecuvântat pe Domnul gloriei, măriți pe numele lui Dumnezeu, pentru că prin El și prin El avem înaintea lui Dumnezeu intrarea slobodă, ca să spunem păstul inimii noastre și să ne îndreptăm privirea pe Domnul, lăudați pe numele Domnului. Apoi Pavel îl vede pe Domnul Iisus Hristos, singura bază a mântuirii omenești, singura bază pe care omul poate ca să ajungă mântuit în împărăția lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel, 1 Corinteni, capitolul 3 cu versetul 11, spune cuvântul Domnului pe următor, căci nimeni nu poate pune altă temelie decât cea care a fost pusă și care este în Iisus Hristos, gloria lui în vecii vecilor. Și dacă clădește cineva pe această temelie, aur, argint, pietre scumpe, lemn, pământ, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față, ziua Domnului o va face cunoscut, că se va descoperi în foc și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Domnul să ne binecuvinteze în această seară, să ne cerceteze inimile noastre. Suntem chemați la o slujire, la un devotament pentru Iisus Hristos și atunci în vremea încercării lucrarea fiecăruia acolo se va dovedi cât este de puternică și cât este de solidă. Singura bază, singurul temei pe care creștinul poate să construiască este pe temelia lui Iisus Hristos, slăvită pe numele Domnului. Iar când vine încercare, vine proba focului, când ești băgat în cuptorul încercării, frate, soră dragă, acolo demonstrezi tu, ești aur, ești argint, pietre scumpe, sau ești lemn, fânt, trestie și paie, și în urma încercării nu se mai alege nimic. Doamne, în această seară, cercetează-ne, Doamne, și plecăm ziua încercării, proba pe care Tu ne-o vrei să ne-o faci pentru noi, să-L dăm dovadă că suntem în Hristos, Domnul nostru, și prin El suntem mântuiți în împărăția lui Dumnezeu. Cum îl vezi tu pe Domnul? Care e portretul care vrei să-l faci în această seară? Este El Domnul gloriei? Este singura bază, singurul temelie pe care poți să zidești pe această temelie? Doamne, ajută-ne la aceasta! În decursul vremurilor, oamenii au căutat să pună un concurciu, să pună în față oameni care n-au nicio valoare, că toți au murit. Unii cred în Buha, Buddha, alții în Mahomet. Oamenii ăștia sunt acolo și acolo le este mormântul. Dar însă este un lucru foarte, foarte important și de mirare, că și atunci când oamenii trec prin situații de criză, încercări și când vezi bărcatea crispe, tsunami care se declanșează, aud din gura lor, Iisuse, Doamne, o Dumnezeule, pe El îl vede pe Dumnezeu în ziua necazului, nu îl vede pe Buddha, nici pe Mahomet, nici pe alți oameni din vremurile care au trecut și s-au dus și au plecat în țărâna pământului. Dar cel care a rămas, cel care este viu, este Fiul lui Dumnezeu, gloria lui în vecii vecilor. Te vei duce la Ierusalim, cine poate. Vei vedea un mormânt acolo. Și acolo îți va spune, aici a stat cândva Iisus Hristos. Dar nu mai este aici. Că Domnul a înviat dintre cei mori, salvându-ne pe toți, slăviți pe numele Domnului. Doamne, ajută-ne să-ți dăm respectul care îl meriți ca Fiul de Dumnezeu, ca Mântuitor al vieții noastre. Și atunci când ești trecut în proba încercării, gândește-te că în cerul există un Dumnezeu. Cheamă-mă în ziua necazului, eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi, slăvi să fie numele Domnului. Iar Apostolul Petru spune că dacă ați gustat în adevăr ce bun este Domnul, apropiați-vă de El, voi, piatra vie, aleasă de oameni, scumpă, respinsă de oameni, dar scumpă înaintea lui Dumnezeu. Dacă n-ai gustat încă ce bun este Domnul, când Domnul te pune la probă, apropii-te de El și cheamă din toată inima, lăudați-vă pe numele Domnului. În vremurile trecute, în vremurile regimului comunist, un mare activist de partid a chemat într-o școală un grup de oameni se adune ca să le demonstreze oamenilor că nu există Dumnezeu, că există materialistul științific, căci omul există
singur și că nu există o creațiune specială în care să fii creat pe om, că omul este tras din maimuțe, așa se susține teoria darwinistă, și a început să vorbească oamenilor din școala, din clasa respectivă pe care i-a adunat de pe stradă, și după ce a vorbit omul ăsta vreo 2 ore și jumătate, la urmă spune oamenilor și femeilor care erau adunat în sala aceea, vezi care va să spune, să comentați ceva la ceea ce a vorbit tovarășul care va vorbi despre această situație. S-a făcut tăcere acolo în acea clasă și un bătrânel în bombondiță iasă în față, stă un pic, se gândește, privește la activistul de partid, privește la oameni, se uită, așteaptă, așteaptă, nu zice nicio vorbă. Activistul vorbește cu cel care e reprezentant și spune ce vrea să spună omul ăsta. Și spune, măi, acum dacă ăștia te-au rătat 2 ore și jumătate, hai să rătăm și noi pe omul ăsta, că nu degeaba o venit în față. Stă în față să uite și la un moment ea bagă mâna în buzunar cu greu și scoate un măr și începe să facă o mușcătură și îl mănâncă și îl mănâncă și apoi se îndreaptă către activist și spune, auzi tovarășule activist, știi ce gust are mărul ăsta? El se uită, păi domnule, cum să știu dacă tu nu dai să buși o gură din el? Și spune, mă, dacă tu nu știi ce gust are ăsta, tu nu știi tu cât de bun este domnul dacă tu n-ai gustat din el? Când guști din Domnul, atunci poți să spui că este sau nu este. Oamenii au gustat din Dumnezeu, de aceea stă lângă Domnul, de aceea roagă încercarea, de aceea stă în prezența Domnului, că știe cât este Domnul de bun, lăudat pe numele Domnului. Să ne ajute Domnul să rămânem credincioși voiei Lui, să facem voia Lui Dumnezeu și în felul acesta Dumnezeu ne va binecuvânta, lăuda să fie brațul Lui cel puternic din veșnicie în veșnicie. Apoi